Peste 10.000 de cărți de muncă așteaptă încă la ITM Maramureș pentru a fi ridicate de angajatori în vederea predărilor către titulari. Câteva zeci dintre acestea stau neridicate încă din anul 1995. Totuși, reprezentanții instituției spun că în perspectivă vor face controle și îi vor sancționa pe acei angajatori uituci sau nepăsători. De când cărțile de muncă se completează doar în format electronic, vechile carnete de muncă pe suport de hârtie nu își mai au rostul. Astfel, acestea trebuie preluate de către angajator de la Inspectoratul Teritorial de Muncă și predate titularilor. Totuși, angajatorii nu se prea înghesuie să ridice aceste documente. În momentul de față, încă în păstrarea noi sunt în jur de 10.000 de carnete de muncă, aproximativ. Nu v-aș putea spune un număr exact, pentru că zilnic sau, să spunem, la fiecare 5 minute se predau pentru că se prezintă angajator, dar rugăm angajatorii. În general, noi am încercat să luăm legătura cu angajatorii, cei la care am avut telefoane, să-i anunțăm, am făcut o planificare, am afișat și jos să se prezinte. Rugăm pe această cale angajatorii. Deocamdată spunem rugăm. Dacă acum angajatorii sunt rugați, în viitor ei vor fi sancționați dacă nu ridică aceste carnete de muncă pentru a le preda titularilor. Asta deoarece se pregătește o lege în acest sens. În perspectivă vor fi demarate controle, să se dispună măsuri ca cei angajatori care nu și-au ridicat carnete de muncă să se prezinte la ITM și să le predea titularilor. Deoarece carnetul de muncă este un bun personal, cum este pașaportul și actul de identitate sau orice act de studii, care până la data de 31 decembrie 2010 conferea sau în baza acestuia se evidenția vechimea în muncă și în specialitate, spun eu, foarte important. Pe rafturile ITM Maramureș zac zeci de cărți de muncă neridicate încă din anul 1995. Multe dintre firmele care ar fi trebuit să le ridice nici nu mai există. Angajații instituției nu știu cum vor proceda în aceste cazuri. Totuși, salariații societăților care nu ridică aceste carnete de muncă se pot prezenta la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș pentru a intra în posesia documentelor care le aparțin.